dragilor, azi știu pe o prietenă de-a mea, pe nume Francesca, a zis că a zis niște vorbe de pe internet și a ieșit ca prin senin pe degete niște lipici negru. Iar crede că asta înseamnă că are magie neagră. Dar eu vreau azi, pentru că ea m-a inspirat să fac asta. O să vă zic o poveste despre două vrăjitoare care avea magie neagră, dar erau bune. Pe vremuri, când oamenii au reușit ca prin magie să facă un portal spre o altă lume, dar de fapt nu și-au dat seama atunci că nu ei la fel și lumea s-a destrămat un pic ce a făcut portalul. Asta nu va apărea în nicio carte, fiți siguri. Să continuăm. Și s-a mai făcut un portal. Iar pe cealaltă lume magică au mers pe cealaltă lume, pe lumea fără nicio magie, dar și-au păstrat magia. Două vrăjitoare care aveau magie neagră în ele. Dar cum portalele erau făcute din magie neagră și dacă intri nu te mai poți întoarce, doar dacă rostești o vrajă și sunt foarte mari pericole dacă o rostești. Ori poți să ieși, ori vin cei mai mari lei la tine și te mănâncă. Deci, acum portalele se închiță, deci stați liniștiți. Și ele a trebuit să iasă din lume și au fost apărătoare ele porților. Și ele au păzit și așa, ele n-au mai putut să stea acolo, au trebuit să se întoarcă acasă. Da, știți voi de ce, că le era dor de casă și așa. Au trebuit să intre, iar apoi să închidă portalele. Din greu au reușit să închidă portalele. Ele, cum pe acea lume nimeni nu are sfârșit o viață, adică moare. Da, ele încă mai trăiesc și n-aveți cum să găsiți acel portal. Sau un alt portal spre acea lume. Nu veți putea, dar veți putea să vă imaginați și să fim siguri că vă păstrăm în siguranță. Să citiți înainte titlurile vrăjilor de pe YouTube, Google sau unde le găsiți și veți fi în siguranță dacă scrie pentru deschiderea unui portal din magie neagră sau un titlu mai scurt de genul ăsta, nu rostiți. Dar totuși, pentru că am ajuns deja așa departe, vreau să vă înveselesc zicându-vă că banana e cel mai sănătos lucru și tuturor a trebuit să le placă. Iar acum sper că vă place și vă zic adevărul. Mă-i foarte mult la Florentina, fii spun. E secret. Nu, ziceți asta. Să mâncați banane!
Și nu uitați, dacă vă luați cereale la Ion, atunci o să primiți ceva pentru școală. Dacă sunteți la grădiniță, vă va folosi acolo sau îl păstrați pentru școală. Aveți grijă! Pa!